Stăpânul Inelelor 2, cele două turnuri, J.R. Tolkien, cele două turnuri, fiind a doua parte a trilogiei Stăpânul Inelelor. Trei inele pentru regii elfilor cei de sub soare, șapte pentru ei, stăpânii gnomilor din săl de stâncă. 9. Oamenilor care știu că în lumea lor se moare, unul pentru seniorul întunecinii în noaptea lui adâncă. Unde e umbrele în țara Mordor, ca să le găsească. Și pe toate să le adune un inel, și altul nime, să le ferece pe toate, astfel să le stăpânească. Unde e umbrele, în ținutul Mordor, în întunecime. Sinopsis. Aceasta este partea a doua a Stăpânului Inelelor. În prima parte, frăția inelului, ni s-a relatat despre modul în care Gandalf cel Sur a descoperit că inelul pe care îl avea Frodo, hobitul, era, de fapt, acel inel, acel unu, căpetenia tuturor inelelor puterii. Tot acolo se povestește despre cum au fugit Frodo și prietenii săi din comitatul Tihnit care era casa lor, urmăriți de teroarea călăreților negri din Mordor, până când, într-un târziu, sprijiniți de Aragorn, pribegul din Eriador, au ajuns, după peripeții cumplite, la casa lui Elrond din Vâlceaua Despicată. Acolo s-a ținut marele sfat al lui Elrond, unde s-a luat hotărârea să se încerce distrugerea inelului, iar Frodo a fost un purtător al acestuia. Apoi au fost aleși însoțitorii inelului care aveau menirea să-l sprijine în făptuirea isprăvii de a ajunge, dacă îl țineau puterile, la muntele de foc din Mordor, tărâmul vrăjmașului însuși, singurul loc unde putea fi nimicit inelul. Din această frăție făceau parte Aragorn și Boromir, fiul seniorului din ținutul Gondor, reprezentând oamenii, Legolas, fiul celui de-al 11-lea rege din Codrul Întunecat, din partea elfilor, Gimli, fiul lui Gloin de la muntele Singuratic, reprezentant al gnomilor, Frodo și slujitorul său, Sam cel Înțelept, dinpreună cu mai tinerii lui camarazi de arme, Meriadoc și Peregrin, din partea hobiților, și Gandalf cel Sur. Frăția se depărtase în taină de Vâlceaua Despicată, luând-o spre miază noapte, zădărnicindu-li se încercarea de a trece iarna prin trecătoarea Caradhras. Gandalf i-a călăuzit printr-o poartă tainică și i-au pătruns în uriașele mine ale Moriei, căutând o cale pe sub munți. Acolo, Gandalf s-a prăbușit într-un hău întunecat, în vreme ce se lupta cu un duh cumplit al adâncurilor. Dar Aragorn, despre care se dovedise între timp a fi moștenitorul tăinuit al vechilor regi din apus, i-a condus de la poarta de răsărit a Moriei, prin ținutul elfilor, Lorien, de-a lungul marelui Rowanduin, până au ajuns la cascada Rauros. Își dăduseră deja seama că erau urmăriți de tot soiul de iscoade, precum și de făptura numită Gollum, stăpân odinioară al inelului pe care încă îl mai poftea. Acum erau nevoiți să hotărască dacă era bine să o apuce spre răsărit, către Mordor, sau să-și continue calea cu Boromir, să le dea o mână de ajutor celor din Minas Tirith, cetatea de căpetenie din Gondor, în războiul care bătea la ușă, ori să se despartă. În momentul în care a fost limpede că purtătorul inelului era hotărât să-și continue călătoria lui fără nădejde către ținutul dușmanului, Boromir a încercat să-i smulgă inelul cu forța. Partea întâi se termină cu prinderea lui Boromir în mrejele inelului, cu fuga și dispariția lui Frodo și a slujitorului său, Sam cel Înțelept, și cu destrămarea a ceea ce rămăsese din frăție, în urma unui atac pe nepusă masă al oștenilor orci, parte din ei în slujba seniorului întunecimii din Mordor, parte ai trădătorului Saruman din Isengard. Strădania purtătorului inelului părea deja sortită eșecului. Acum, această a doua parte, cele două turnuri, povestește despre ce s-a mai ales de membrii frăției inelului după risipirea acesteia, până la venirea Marelui Întuneric, și despre izbucnirea războiului inelului, care urmează să fie relatată în cea de-a treia și ultima parte. Cartea a treia. Ipierea lui Boromir. Aragorn urca dealul Pieptiș, în fugă. Din când în când, se pleca la pământ. Hobiții aveau pasul ușor și urmele lor nu erau lesne de deslușit, nici măcar pentru un pribeag, însă către creastă, cărăruia se încrucișa cu un pârâu, așa că desluși înghliarea vână ceea ce căuta. Pricep prea bine semnele acestea, își zise el. Frodo s-a avântat pe deal, în sus. Mă întreb ce-o fi văzut de pe culme. Dar, iată, cale întoarsă a făcut și a coborât colina iar. Aragorn șovăi. Își dorea și el să ajungă pe jilțul înalt, nădăjduind să vadă de acolo ceva care să-l călăuzească printre nedumeririle sale, dar timp n-avea de irosit. Țâșni deodată înainte și porni în fugă către culme, luând-o de-a curmezișul peste lespezile uriașe, apoi în sus, pe scări. Se așeză pe jilțul înalt și privi în zare. Numai că soarele îi păru întunecat, iar lumea negurată, depărtată. Își aruncă ochii împrejur, pornind dinspre miază noapte, dar, afară de colinele din zare, nimic nu îi se dezveli privirii, iar de nu s-ar fi aflat așa departe, ar fi văzut din nou, în tăriile cerului, o pasăre uriașă,
ca o pajură, lăsându-se molcom, în cercuri largi, la pământ. Și, chiar în vreme ce scruta împrejurimile, urechea lui Dibace prinse niște sunete ce veneau dinspre codrii de la poale, de pe malul apusean al râului. Se încordă. Auzi strigăte și printre ele desluși cu groază nespusă glasurile aspre ale orcilor. Apoi, brusc, răsună chemarea adâncă a unui corn măreț, iar vaierul lui se izb de povârnișuri și ecoul umplu hăurile, copleșind cu un urlet atotputernic vuietul cascadei. Cornul lui Boromir, strigă el. E la Anandie. Țâșni de pescări și făcu un salt pe cărăruie. Vai mie! Mă urmărește nenorocul astăzi și toate mi merg de-a doaselea. Unde o fi Sam? Pe măsură ce alerga, strigătele deveneau tot mai puternice, dar cornul răsuna acum mai slab, mai sfâșietor. Fioroase și pătrunzătoare se înălțau ale orcilor urlete și, fără veste, chemarea cornului pieri. Aragorn străbătu ultimul povârniș, dar, înainte să ajungă la poalele colinei, vacarmul se potoli și când o luă la goană spre stânga, într-acolo, sunetul se stinse treptat, până nu se mai auzi deloc. Se năpusti printre arbori, scoțându-și spada lucitoare și strigând Elendil. Elendil îl găsi pe Boromir într-o păieniță din apropierea lacului să fi fost la o milă de Parth Gaelen. Stătea sprijinit cu spatele de un copac uriaș, de parcă s-ar fi odihnit. Dar Aragorn văzu că era ciuruit de o groază de săgeți cu pană neagră, ținea încă în mână sabia, frântă însă, de la mâner, alături stătea cornul spart în două. Împrejurul și la picioarele lui, zăceau mormane de orci măcelăriți. Aragorn în genunchi lângă el. Boromir deschise ochii și se căzni să vorbească. Până la urmă, rost molcom, am încercat să iau inelul lui Frodo. Îmi pare rău, mi-am dat obolul. Se uită pieziș la vrăjmașii răpuși. S-au dus piticuții, orice i-au luat cu ei. Cred însă că ei sunt viață, pentru că i-au pus în lanțuri. Tăcu și pleoapele-i căzură grele. După o clipă, rost iar, rămas bun, Aragorn. Du-te la mine, stirit, și scapă-mi oamenii. Eu, unul, am dat greș. Nu, zise Aragorn, luându-i mâna și sărutându-l pe frunte. Am biruit. Puțin se pot lăuda cu astfel de izbândă. Fii pe pace. Mine stirit n-o să cadă. Boromir surâse. Încotro au luat-o? Era și Frodo cu ei? Întrebă Aragorn. Dar Boromir nu mai rosti nici o vorbă. Vai mie! Făcu Aragorn. Astfel se stinge vlăstarul lui de Nethor, seniorul turnului străjii. Și ce sfârșit amar! Frăția-i toată risipită. Și cel care a greșit sunt eu. Zadarnic s-a încrezut Gandalf în mine. Acum ce să mai fac? Boromir mi-a lăsat cu limbă de moarte să plec la mine stirit și asta e și voia inimii mele, dar unde or fi inelul și purtătorul lui? Cum să le dau de urmă, ca să salvez onoarea din ruină? Rămase o vreme în genunchi, hohotind a plecat, cu mâna lui Boromir încleștată între sa. Așa îl găsiră Legolas și Gimli. Veniseră dinspre povârnișurile apusene ale colinei, târându-se fără preget printre arbori, ca după vânat. Gimli ținea o bardă în mână, iar Legolas cuțitul lui cel lung, nu mai avea nici o săgeată. Când ajunseră în poieniță, încremeniră uluiți, apoi își plecară frunțile o clipă, cu durere, căci pricepură îndată ce se petrecuse. Vai mie, zise Legolas, apropiindu-se de Aragorn. Am hăituit și am sfârtecat o groază de orci în codru, dar am fi fost mai de folos aici. Am dat fuga de cum am auzit cornul, se pare însă că-i prea târziu. Mă tem că ești rănit de moarte. Boromir s-a prăpădit, zise Aragorn. Eu sunt nevătămat, căci n-am fost aici, cu el. A căzut apărându-i pe hobiți, pe când eram departe, pe colină. Hobiții, strigă Gimli. Păi, unde sunt? Unde e Frodo? Nu știu, răspunse Aragorn pierit. Până să moară, Boromir mi-a spus că orcii i-au legat și bănuia că erau încă în viață. L-am trimis să-i urmărească pe Merry și pe Pippin, dar n-am avut vreme să-l mai întreb dacă Frodo și Sam erau cu el. Azi toate mi-au mers de-a doaselea. Ce facem acum? Întâi să ne îngrijim de răposat, spuse Legolas. Nu-l putem lăsa să zacă așa ca o mortăciune, printre orcii ăștia scârboși. S-o facem însă iute, zise Jimmy. Nici lui nu i-ar plăcea să zăbovim. Trebuie să luăm urma orcilor, de mai e vreo nădejde că e svii ostaticii din frăție. Dar nu știm dacă purtătorul inelului e printre ei sau nu, zise Aragorn. Se cuvine oare să-l părăsim? N-ar trebui să-l căutăm pe el întâi? Ce alegere cumplită ni se cere? Atunci să începem cu cei mai degrabă, spuse Legolas. N-avem nici vreme, nici unelte să ne înhumăm cum se cuvine camaradul și nici să-i facem un mormânt. Am putea să-i ridicăm o movilă de pietre. Ar fi anevoios și ne-ar lua mult timp,
căci bolovanii potriviți nu-i putem găsi decât pe malul râului, zise Gimli. Atunci să-l așezăm într-o luntre cu tot cu armele sale și ale vrăjmașilor răpuși, zise Aragorn. O să-l trimitem spre cascada Rauros și o să-l încredințăm Anduinului. Râul Gondorului se va îngriji ca oasele să nu-i fie spurcate de vreo făptură ticăloasă. Se apucară iute să cerceteze stârvurile orcilor, adunându-le grămadă săbiile, coifurile sparte și scuturile. Ia uitați-vă! Strigă Aragorn. Am găsit însemnele. Scoase din mormanul sinistru de arme două cuțite cu lama subțire, încrustate cu auriu și roșu, iar apoi găsiră și tecile negre, bătute în nestemate mici, sângerii. Astea nu sunt scule orcești, zise el. Le-au purtat hobiții. Fără doar și poate, orcii i-au dezarmat, dar s-au temut să păstreze cuțitele, știind că-i vorba de făuririle copleșite de blesteme ale apusenilor, spre ruinarea Mordorului. Ei, acu, dacă mai trăiesc, prietenii noștri sunt complet dezarmați. Am să iau aceste lucruri, în speranța deșartă că o să li le înapoiez. Iar eu, spuse Legolas, am să iau toate săgețile pe care le găsesc, căci tolba mi e goală. Scotoci prin grămadă, pe delături, și găsi multe întregi și mai lungi decât cele folosite de orci. Le cercetăm de aproape. Iar Aragorn se uită la trupurile sfârtecate și zise, mulți dintre cei ce zac aici nu ies din Mordor. Unii se trag de la soare apune, din munții cețoși, că doar oi mai știi și eu câte ceva despre orci și despre neamul lor. Și iată și alții ce-mi par cam ciudați. Veșmintele lor nu ies, nici de cum, după croiala orcească. Se referea la patru soldați spiriduși de statură mai înaltă, oacheși, cu ochii pieziși, cu picioarele groase și mâinile mari. Erau înarmați cu săbii scurte, late, fără curbura tăișurilor orcești, și aveau arcuri de răchită, de aceeași formă și lungime cu ale oamenilor. Pe scuturile lor, în mijloc, se vedea o ticluire ciudată, o mână mică, albă pe un fundal negru, în partea din față a coifurilor lor era încrustată cu un metal albrunaes. N-am mai văzut însemnele astea niciodată, zise Aragorn. Ce or fi vrând să spună? Es vine de la Sauron, îi răspunse Gimli. Nu-i greu de descifrat. Nu, făcu Legolas. Sauron nu folosește runde ale elfilor. Și nici nu-și spune numele adevărat, nu permite nici măcar să-i fie scris sau rostit, zise Aragorn. Mai mult, nu folosește albul. Orcii care slugăresc în Barad-dûr au drept semn ochiul roșu. Rămase o clipă pe gânduri. Bănuiesc că Es vine de la Saruman, adăugă el într-un târziu. Nu Es semne bune în Isengard, iar apusul a devenit nesigur. E așa cum s-a temut Gandalf. Într-un fel sau altul, trădătorul Saruman a aflat de călătoria noastră. Se pare că știe și de căderea lui Gandalf. Iscoadele din Moria or fi înșelat vigilența celor din Lorien sau or fi ocolit ținutul acela și or fi venit în Isengard pe alte căi. Orcii călătoresc repede. Dar Saruman are mai multe canale prin care primește vești. Ții minte păsările? Până una alta, n-avem vreme de dezlegat similituri, zise Gimli. Hai să-l ducem pe Boromir de aici. Dar după ce terminăm treaba, va trebui să dezlegăm și similituri. Dacă-i vorba să o luăm pe calea cea bună, răspunse Aragorn. Poate că nici nu există vreo cale bună, rost Gimli. Gnomul își luă secura și începu să taie câteva crengi. Le prinsele cu coarde de arc și își așternură mantiile peste ele. Pe năsălia aceasta improvizată și purtară tovarășul la mal, împreună cu trofeele sale din ultima bătălie, alese de ei să-l însoțească. Nu era cale lungă, dar nici nu le fu ușor, căci Boromir fusese un bărbat înalt și puternic. Aragorn rămase la malul apei, urmărind cu privirea catafalcul, în timp ce Legolas și Gimli o luară iute înapoi, pe jos, spre Parth Gaelen. Aveau de mers mai bine de o milă, așa că trecu ceva vreme până se întoarseră vâslind iute în două bărci de-a lungul malului. Ce ciudat! Exclamă Legolas. Nu erau decât două bărci trase pe mal. Celelalte au dispărut fără urmă. Au trecut orcii pe acolo? Întrebă Aragorn. N-am observat niciun semn de-al lor, răspunse Gimli. Oricum, dacă veneau, nu mai rămâneau nici bărcile, nici bagajele. Le-ar fi luat cu ei sau le-ar fi distrus pe toate. Am să cercetez pământul când o să ajungem acolo, zise Aragorn. Și astfel, îl așezară pe Boromir în luntrea care avea să-l poarte departe. Gluga cenușie și mantia elfească le împăturiră și îi le puseră sub cap. Îi pieptănară pletele lungi, negre și îi le răsfirară pe umeri. La brâu, îi strălucea cingătoarea de aur primită în Lorien. Coiful îi lașezară alături, iar în poală cornul spart, precum și plăselele și resturile săbiei sale rupte, la picioare îi puseră săbiile vrăjmașilor. Apoi, după ce legară prora de piupă celeilalte bărci, îl traseră la apă.
Vâsliră trist de-a lungul malului și, după ce cotiră în canalul cu unde repezi, trecură de pajiștea înverzită de la Part Galen. Povârnișurile abrupte ale înălțimilor Toi Brandir luceau, trecuse bine de amiază. Pe măsură ce se îndreptau spre miază zi, din auros se înălțau aburi, licărind tremurător dinaintea lor o pulbere de aur. Vuietul și tunetul cascadei zguduiră văzduhul neclintit. Dezlegară și împinseră plin de mâhnire luntrea funerară, acolo zăcea Boromir și se odihnea în pace, lunecând peste sânul undelor călătoare. În vreme ce vâsleau îndărăt, pe el îl luă curentul. Trecu plutind pe lângă ei și luntrea se depărta până ajunse un punct întunecat în lumina aurie. Apoi, brusc, dispăru. Cascada Rauros curgea nestingerită la vale. Râul îl luase pe Boromir, fiul lui de Nethor, și astfel nimeni nu-l mai zări vreodată prin mină stirit, contemplând dimineața din turnul alb. Dar după aceea, multă vreme se vorbi în Gondor despre cum trecuse luntrea elfească peste cascadă și peste heleșteul înălbit de spumă și îl purtase în jos, prin Osgiliath și prin nenumăratele guri ale Anduinului, până la Marea Cea Mare, în noapte, sub cerul plin de stele. Cei trei rămaseră o vreme tăcuți, uitându-se lung în urma lui. Apoi Aragorn vorbi, îl vor căuta cu privirea din turnul alb, dar el nu se va mai întoarce nici de pe mare, nici din munți. Și începu atunci să cânte încetişor, prin Rowan, peste mlaștin și câmpii cu iarba înaltă vine vântul de apus, printre ziduri între saltă. Ce solii mi-aduci din vest, pe seară, tu, neobosite vânt? L-ai zărit pe Boromir, voinicul, pe luna, sub al stelelor veșmânt? L-am văzut pribegind peste șapte izvoare, peste ape mari, cenușii, l-am văzut pășind pe tărâmuri de șarte, până s-a dus pe pustii, în umbrele de miază noapte. Apoi, nu mai știu. Să fie auzit vântul de apus cornul de os al lui de Nethorfiu. O, Boromir, am privit de pe ziduri, departe, spre miază noapte, dar nu te-ai arătat de pe tărâmul deșert de care oamenii n-au parte. Apoi cântă Legolas, vântul de miază zi dinspre mare, de pe diuni și steiuri zboară, purtând vaietul pescărușilor, apoi la poartă cu geamăt coboară. Ce vești din miază zi mi-aduci penserat, tu, vânt de suspin? Unde-i voinicul Boromir? Zăbovește prea mult și mă umple de chin. Nu mă întreba unde-i elăcașul pus de rie de oseminte acolo au lăsat, pe țărmuri albe, pe țărmuri negre, sub cerul de furtună frământat, atâția au străbătut Anduinul să ajungă la tremurătoarea mare. Întreabă el pe vântul de miază noapte, cel ce-mi trimite vești sub soare. O, Boromir! Îndărătul porții drumul către mare o ia spre miază zi, dar tu nu te-ai întors cu țipătul pescărușilor din gurile mării pustii. După aceea, Aragorn cântă iar, vântul de miază noapte colindă dinspre poarta regilor, peste urlătoare, și cornul lui răsună prin turn curat, ca o răcoare. Ce vești mi-aduci acum din miază noapte, o, tu, prea aprig vânt? Ce vești de la Boromir viteazu? Căci dus e de demult. I-am auzit strigarea mai jos de Amon Hen. Acolo atâți potrivnici înfruntat. Scutul despicat și sabia lui frântă pe apei le-au dat. Și spre odihnă blândă capul mândru, chipul tandru și mădularele i-au pus. Iar Rauros, cascada aurii Rauros, la sânul ei l-a dus. O, Boromir! Turnul străjii spre miază noapte va privi. Spre Rauros, cascada aurii Rauros, de-a pururea și o zi. Cu acestea, sfârșiră. Apoi întoarseră barca și porniră cât puteau de iute contra curentului, îndărât, la Part Galen. Mi-ai lăsat mie vântul de răsărit, rost Gimli, dar n-am să scot o vorbă despre el. Așa se și cuvine, zise Aragorn. Cei din Minas Tirith sunt răbdători cu vântul de răsărit, dar nu-i cer vești. Acum că Boromir și-a găsit calea, trebuie să ne o aflăm și noi de grab pe a noastră. Aruncă o privire iute, dar scrutătoare, asupra pajiștii înverzite, plecându-se mereu la pământ. Picior de orc n-a călcat pe aici, spuse el. Altminteri, nimic nu e sigur. Toate urmele noastre dus întors se văd clar. Nu-mi dau seama dacă a revenit vreun hobbit de când îl căutăm pe Frodo. Se duse iar la mal aproape de locul unde firicelul de apă se vărsa în râu. Aici sunt câteva urme clare, zise el. Un hobbit s-a tot vânturat în apă și înapoi, dar nu-mi dau seama când. Și cum crezi tu atunci că s-ar dezlega cimilitura asta? Îl întrebă Gimli. Aragorn nu răspunse pe dată, ci se întoarse în tabăra lor, să se uite la bagaje. Lipsesc două ranițe, zise el, și una dintre ele e sigura lui Sam, era destul de grea. Acesta-i, prin urmare, răspunsul, Frodo a plecat cu barca, împreună cu slujitorul său. Trebuie să se fi întors în timp ce noi toți eram departe. M-am întâlnit cu Sam când urcam colina și i-am spus să vină după mine, dar pur și simplu nu m-a ascultat. I-a citit gândurile stăpânului său și s-a întors aici înainte ca Frodo să fi plecat.
Nu i-a fost ușor să scape de Sam. Dar de ce să ne fi lăsat așa, fără să ne spună? Zise Jimmy. Ciudată faptă. Și demnă de toată lauda, adăugă Aragorn. Cred că Sam a avut dreptate. Frodo n-a vrut să-și ia prietenii cu el, în Mordor, la moarte sigură. Dar știa una și bună, că trebuie să ajungă acolo. S-a întâmplat ceva după plecarea noastră, ceea ce l-a făcut să-și înfrângă spaima și îndoiala. Poate că au dat peste el hăita și orci, și a fost nevoit să fugă, zise Legolas. Da, bineînțeles că a fugit, spuse Aragorn, dar cred că nu din pricina orcilor. Însă nu scoase o vorbă despre temerile sale în legătură cu ceea ce el făcuse pe Frodo să ia brusc această hotărâre și să fugă. Multă vreme avea să păstreze taina ultimelor cuvinte ale lui Boromir. Ei bine, măcar am lămurit cât de cât situația, pentru moment, zise Legolas. Frodo nu mai e pe malul ăsta al râului, asta nu înseamnă însă că a luat o barcă. Iar Sam îl însoțește, numai el putea să ia ranița. Prin urmare, spuse Jimmy, avem de ales fie să ne suim în barca asta care ne-a mai rămas și să o pornim pe urmele lui Frodo, fie să o luăm pe jos, după orice. Slabe speranțe în ambele cazuri. Am pierdut cam mult timp. Ia stai să mă gândesc puțin, zise Aragorn. Am să fac o alegere corectă și am să preschimb răul acestei zile nefericite. Rămase o clipă pe gânduri. Am să mă iau după orci, rosti el într-un târziu. L-aș fi călăuzit pe Frodo către Mordor și l-aș fi însoțit până la capăt, dar, dacă mă apuc să-l caut acum prin pustiu, va trebui să-i las pe ostatici pradă torturilor și morții. În sfârșit îmi spune și mie inima ceva limpede, soarta purtătorului inelului nu mai e în mâinile mele. Frăția și-a împlinit menirea. Cu toate acestea, noi, cei ce am rămas, nu-i putem abandona pe ai noștri cât mai avem un strop de vlagă. Hai, la drum! Lăsați aici tot ce nu ne e de absolută trebuință. O să mergem întins zi și noapte. Traseră ultima barcă pe uscat și o duseră spre pâlcul de arbori. Puseră sub ea tot calabalâcul care le prisosea și nu-l puteau căra cu ei. Apoi plecară de la Parth Gaelen. Era pe la Chindie când ajunseră iar în poienița unde se prăpădise Boromir. Acolo luară urmele orcilor. Nu le fu greu deloc. Niciun alt neam nu face asemenea prăpăd, zise Legolas. Se pare că tare le place să sfârtece și să nimicească tot ce crește, chiar dacă nu le stă în cale. Cu toate acestea, sunt viuți de picior, adăugă Aragorn, și ies neobosiți. Iar mai încolo s-ar putea să ne căutăm cărarea pe pământuri pietroase și pustii. Atunci, după ei, zise Jimmy. Și gnomii sunt în stare să țină pasul și nu ostenesc nici ei mai degrabă ca orcii. Numai că hăituirea ne va fi lungă, ne-au cam luat-o înainte. Da, spuse Aragorn, avem nevoie cu toții de puterea de îndurare a gnomilor. Dar haideți, o să pornim pe urmele vrăjmașului, cu sau fără nădejde. Vai și amar de ne-om dovedi mai iuți ca ei. Hăituirea asta va fi socotită o minune în cele trei neamuri, al elfilor, al gnomilor și al oamenilor. Și acum, să o luăm din loc. Se avântă ca un cerb. O luă val vârtej printre arbori. Acum, că știa ce avea de făcut, îi călăuzea ca vântul și ca gândul. În urmă lăsară codrul de lângă lac. Povârnișuri nesfârșite, întunecate și colțuroase urcară, sub cerul însângerat de asfaltul. Se lăsă înserarea. Se depărtară, ca niște umbre cenușii dintr-un tărâm de piatră. Ii călăreții din Rowan. Se lăsă și mai mult întunericul. În dărătul lor, ceața pogorâse printre arborii de la poale și lâncezea pe firul palid al Anduinului, dar cerul era senin. Se arătară stelele. Luna ceruită plutea la apus, iar steiurile azvârleau umbre întunecate. Ajunseseră la poalele colinelor de piatră și slăbiră pasul, căci urmele nu mai erau ușor de deslușit. Aici, înălțimile Emin Muil se întindeau de la miază noapte la miază zi în două șiruri lungi, surpate. Partea de apus a fiecărei creste era abruptă și anevoioasă, dar la răsărit panta se înălța mai lin și era brăzdată de numeroase făgașuri și vâlcele. Cei trei tovarăși bâșbuire noaptea întreagă prin ținutul acesta pietros, urcând pe culmea primei creste, care era și cea mai înaltă, și coborând apoi iar în negura unei văi adânci ce șerpuia de cealaltă parte. Acolo, la ceasul de răcoare de dinaintea zorilor, își traseră o clipă sufletul. Luna scăpătase de mult în fața lor, iar stelele sclipeau deasupra, nu se arătase încă prima geană de lumină peste colinele din dărât. O clipă, Aragorn rămase descumpănit, urma orcilor cobora până în vale, dar apoi se făcea nevăzută. Pe ce drum crezi că au luat-o? Întrebă Legolas. Pe cel de miază noapte, ca să scurteze calea către Isengard sau către Fangorn, dacă, așa cum bănuiești, ăsta le e țelul? Ori spre miază zi, ca să ajungă la scăldătoarea enților.
Unde ar vrea să ajungă, în niciun caz n-ar alege râul, zise Aragorn. Iar de nu-i zarvă în Rowan și Saruman nu și-a sporit puterea, au să o ia pe calea cea mai scurtă, de-a curmezișul câmpilor Rohirrimilor. Hai să o pornim spre miază noapte. Valea se întindea împietrită, străjuită de colinele costelive, iar pe fundul ei șiroiau împârâiași printre bolovani. În dreapta se ridica o stâncă amenințătoare, iar la stânga povârnișuri cenușii, estompate și umbrite în inima nopții. Își continuară drumul către miază noapte, mai bine de o milă. Aragorn cerceta, aplecându-se mereu, ascunzișurile și făgașele către creastă. Legolas s-o luase ceva mai înainte. Deodată, elful scoase un strigăt, iar ceilalți se apropiară în fugă de el. Tocmai am trecut pe lângă unii dintre cei pe care îi urmărim, zise el. Ia uitați-vă! Arătă cu degetul, iar ei își dădură seama că, bolovanii, de la poalele povârnișului nu erau altceva decât un morman de cadavre. Numărară 5 orci morți care zăceau acolo. Fuseseră secerați cu cruzime și doi dintre ei erau descăpățânați. Pământul mustea de sângele lor întunecat. Altă treabă ce trebuie descurcată, zise Gimli. Ca să o dezlegăm, e nevoie de lumina zilei, pe care însă n-o putem aștepta. Oricum ai lua-o, nu trebuie să ne pierdem speranța, rost Legolas. Mai mult ca sigur, vrăjmașii orcilor ne sunt prieteni. Sălășluiește vreun neam pe colinele astea? Nu, răspunse Aragorn. Rohirrimii se abat rareori pe aici, căci sunt departe de Minas Tirith. O fi vreun grup de oameni veniți, cine știe de ce, pe acest tărâm? Nu-mi prea vine să cred. Atunci, ce părere ai? Zise Gimli. Cred că vrăjmașul și-a luat el însuși potrivnicul cu sine, îi răspunse Aragorn. Aceștia-i sorci din miază noapte, veniți de departe. Printre cadavre nu se află nici un orc de vază, cu însemnele acelea ciudate. Bănuiesc că s-au încăirat, nu-i ceva neobișnuit la un neam tiran ca acesta. S-o fi iscat vreo neînțelegere în legătură cu drumul. Sau cu ostaticii, zise Gimli. Să sperăm că nu și-au găsit sfârșitul pe aici. Aragorn cercetă pământul pe o rază mare, dar nu dădu peste alte urme de încăierare. Porniră mai departe. Spre răsărit, cerul începu să se lumineze palid, stelele scăpătau și lumina cenușiei începea să crească. Ceva mai spre miază noapte, de dure de un șânțuleț unde curgea la vale un pârâiaș șerpuitor, care își croise făgașul în stâncă. Din el se iviseră câteva tufe, iar pe margini se zăreau, aici colo, pâlcuri de iarbă. În sfârșit, exclamă Aragorn, uite și urmele pe care le căutăm. Pe aici, în susul acestui curs de apă, au luat-o orcii după încăirarea lor. Iute porniră acum gonacii pe noul făgaș. Săreau din stâncă în stâncă, înviorați, de parcă se odihniseră o noapte întreagă. Într-un târziu, ajunseră pe creasta colinei cenușii, brusc își simțiră pletele răvășite și mantile înfoiate de oboare, era briza răcoroasă a zorilor. Se întoarseră, văzură cum, peste râu, colinele din zare luaseră foc. Ziua se prăvălea întări. Conturul roșu al soarelui se ridica peste umărul ținutului întunecat. Spre soare apune, în fața lor, lumea zăcea neclintită, vagă, cenușie, dar, pe măsură ce priveau, umbrele nopții se risipeau, culorile pământului adormit se trezeau la viață, verdele se revărsa peste poienele rohanului, aburi albi pâlpâiau pe deasupra pâraielor, iar în stânga, la mai bine de 30 de leghe depărtare, țâșneau în licăriri albăstrii violet culmile de neastră lucitoare ale munților albi, îmbujorați de ivirea zorilor. Gondor! Gondor! Strigă Aragorn. Fie să te privesc din nou cândva, într-un ceas mai fericit. Nu mi-e dat încă drumul către pâraiele tale lucitoare, de miază zi. Gondor! Gondor, tu, așternut între munți și mare. Vântul de apus trecu pe acolo, asupra pomului de argint, lumina care căzu ca ploaia în grădinile regilor din veacuri de altădată. O, ziduri mândre! Turnuri dalbe! Tron aurii și tu, cu nună naripată! O, Gondor, Gondor! Fiva, îi mai fi dat omului să vadă pomul de argint oare? Va mai hoinări cândva? Vântul de apus între munte și mare? Și acum, la drum! Zise el, smulgându-și privirile dinspre miază zi și îndreptându-le undeva între soare apune și miază noapte, spre calea ce o aveau de străbătut. De pe creasta unde stătuseră cei trei, povârnișul se prăvălea abrupt la picioarele lor. Dedesubt, la vreo 20 de stânjeni, se afla o platformă întinsă și gloduroasă care se termina brusc la marginea unei stânci verticale, peretele de răsărit al rohanului. Astfel luă sfârșit ținutul Eminmuil și, dinaintea privirilor, departe, în zare, se întindeau câmpiile verzi ale Rohirrimilor. Ia uitați-vă! Strigă Legolas, arătând cu degetul spre cerul stins de deasupra. Iar a apărut vulturul. Sus, întării!
pare să zboare acum departe de ținutul acesta, către miază noapte. Înaintează cu viteză mare. Vedeți? Nu, nici măcar ochii mei nu-l deslușesc, bunule Legolas, rosti Aragorn. Trebuie să fie cu adevărat tare sus. Mă întreb ce misiune o fi având, dacă e vorba de aceeași pasăre pe care am mai văzut-o. Dar iată, mi se dezvăluie privirii ceva mișcător acolo, pe câmpie, cei mai la îndemână și mai aproape, se pare. O mulțime, zise Legolas. E un grup mare care merge pe jos, dar mai mult nu pot spune, nu-mi dau seama de ce neam ar putea fi. Sunt multe leghe până acolo, bănuiesc că vreo 12, însă întinderea câmpiei e greu de măsurat. Eu, unul, zic că nu mai avem nevoie de nicio dâră, ca să ne călăuzească, zise Jimmy. Să căutăm cât mai iute o cărăruie spre câmpie.